Înghite în sec, iar SEC aprobă toate ETF-urile Ethereum pe spot, după o întoarcere la 180 de grade. La început de săptămână a urgentat exchange-urile să completeze formularele despre al doilea criptoactiv ca mărime din lume și a făcut ca șansele de aprobare să crească de la 25% pe atunci la 75% potrivit Bloomberg. SEC a hotărât azi noapte să dea undă verde noilor produse investiționale, la 4 luni distanță după o decizie similară în cazul Bitcoin. Dar startul tranzacționării mai durează, mai este nevoie de o aprobare individuală pentru fiecare ETF în parte. O formalitate, consideră piața. Merg la Adrian Vasiu, CEO la Ofero. Bun găsit și mulțumim că ești cu noi, iată, pe final Salutare. De săptămână. Da, l-am ascultat și pe Țeacă Uraganul puțin mai devreme. Acum venim cu decizia. Ai fost la Pizza Day, chiar așa? Da, ai fost... făcut vreo dedicație? Ce a fost acolo? Să știi că nu a fost Dar îți pare rău. Da, îmi pare puțin rău, da. Acum, imaginele la voi chiar regret. Da, și eu la fel, să știi. Vedeți? Bun. Mai e și la anul. Sunt 15 ani, o să fie o petrecere și mai mare, probabil. Cine știe cine vine. Hai să ne reîntoarcem puțin la subiectul nostru. Ce mai urmează după acest ETF? Am trecut de Bitcoin ETF, de Halving, acum de Ethereum ETF. Ce catalizatoare mai vin în piață? Ne gândim oarele și la ETF ale altor altcoins? Cred că va mai dura puțin până să vorbim despre ETF-urile altor token. Sigur că Bitcoin a deschis cumva o cutie a Pandorei în care era de așteptat că urmează un ETF și pe Ethereum fiind primul altcoin, pentru că așa le împărțim. Avem Bitcoin și restul lumii, dar acolo la restul lumii cap de listă va rămâne întotdeauna Ethereum. Este o situație excepțională ca și la Bitcoin de altfel, însă cu siguranță următoarele ETF-uri probabil că vor intra ca lupuri de alți token, da, inclusiv ce văd la voi pe ecran, de la BNB până la Ripple, Solana și așa mai departe. Cred că va dura puțin mai mult până să nu o să fie un termen așa de câteva lupi cum a fost între Bitcoin și Ethereum, pentru că discrepanțele între percepția asupra Ethereum-ului versus celălalt token, celelalte proiecte, este foarte mare. Și atunci încrederea în piață și a își lipi imaginea clienții instituționali de acei token necesită mult mai multe audituri și mult mai multe experiențe pe piață. Consider că Ripple ar fi următorul care avea șansele cele mai mari din top altcoins să facă acest pas, mai ales că are și experiență în legislația cu SEC-ul, dar ei au câștigat acel proces care a schimbat puțin drumul și a deschis poate și mintea SEC-ului atunci văzând că nu au șansă să blocheze această piață. Dar alți catalizatori care să... și oricum n-ar fi un catalizator foarte mare mai departe în tranzacționarea pe ETF la altor altcoins, pentru piața cripto în sine, catalizatorii de care noi avem nevoie ca să creștem este reprezentat acest catalizator, mai bine zis, de către legislație. Astfel că cel mai mare catalizator care ar putea să vină este un pachet legislativ, atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite, care să legalizeze cumva și să legifereze, să legitimizeze tranzacționarea de criptoactive. Ăsta ar fi cel mai mare catalizator. Am văzut, apropo de halving, că piața este destul de stabilă, nu am avut nici scăderi foarte mari, am avut creșteri stabile mai degrabă decât scăderi mari. Am avut o situație în care oamenii nu au vândut, dar nici nu am avut acel hype de cumpărare exagerat. Și cred că acest lucru denotă o stabilitate pe care n-am mai văzut-o niciodată de când tranzacționăm acest activ. Ai zis mai devreme că asta mi-a atras atenția, dar n-am vrut să te întrerup. În schimb, revin acum asupra discuției. Ai spus de reglementare și tocmai asta ne-a atras și nouă atenția săptămâna asta, că tot am avut retrospectiva mai devreme. Avem câteva legi, câteva acte care au trecut de Camera Reprezentanților. Avem FID21, SAB121 și legea anti-CBDC. Într-adevăr, pachetul legislativ care mai are pachetele, până la urmă că vorbim de toate trei, care mai au de trecut niște pași
importanți, dar pare că legislatorii din Statele Unite sunt cu ochii pe zona cripto și mai mult decât atât aprobă anumite legi care ar putea de altfel să vină în sprijinul celor care lucrează și sunt criptomani, da? Adică în sprijinul pieței cripto. Ce înseamnă lucrul ăsta? Mi se pare că e o vâlvă totuși destul de mare. SEC-ul aprobă două ETF-uri, există pachetele legislative. Anul ăsta, nu știu dacă s-a mai repetat, adică ce, sau dacă, sau mai, dacă a mai fost înainte o asemenea traiectorie a pieței cripto în privința legislativă. Da? Ce înseamnă pentru piață, cum am putea interpreta totuși atât de mare deschidere a politicienilor către sfera asta? Acum tu ai pus întrebarea așa, ca un băiat bun, știi? Dar nu e chiar așa. Iată, e foarte simplu. N-au de ales. Numărul de oameni interesați de această piață este foarte mare. Foarte mulți oameni s-au plâns de problemele cu falimentul de la Sam Friedman, da? Uh-huh. Oameni care au pierdut banii. Ei sunt obligați, din punct de vedere social, să găsesc soluții ca oamenii, dacă pierd bani, măcar să fie acoperiți și acoperiți, sau să nu-i mai lași să-și pierdă bani. Asta e primul lucru, de protecție socială. Doi, cum poți tu să permiți ca stat, ca pe teritoriul tău, cetățenii tăi, să tranzacționeze zeci, sute de milioane de dolari pe zi, că cam asta e realitatea, și tu să nu câștigi nimic. Tu să nu poți impozita, tu să-i lași pe ăia să tranzacționeze prin niște țări care sunt paradisuri fiscale, dar cetățeni americani, și tu nu încasezi nimic. Omul de rând și-ar dori foarte mult să plătească taxe și impozite ca să fie legal acoperit, dar nu poate. Și ei nu poate să le ia banii. Și atunci de asta, de aici vine această deschidere și această... Plus că dau bine la voturi, să fim serioși. Adică, cum? Noi am făcut asta. Noi, democrații, noi... Nu... Deci, au tot interesul. Nu fac un bine ei sau când uite-mă să-i ajutăm pe săraci oameni. Este normal, sunt obligați să o fac. Dar colateral fac și un bine. Da, până acum, normal. Fiecare nu trebuie să-și vadă interesul. Nu fac un bine, fac ce ar trebui să facă. Da. Nu fac un bine. Da. Iau și ei un ban, eu sunt și eu acoperit că nu-mi pierd banii într-o eventualitate din asta mai puțin plăcută, deci... Trebuie să ajungem la un consens, eu zic că e bine și da, eu poate sunt un băiat bun așa cu ei, dar sunt, vreau să fiu băiat bun cu toată lumea. Deci hai să primească fiecare câte ceva, așa cum și noi. Uite, aș vrea să mai primim și o replică din state ca să vedem cum ne explică congresmenul american Patrick McHenry, dar imediat după ce ne luăm, la revedere. Mulțumim mult! Te lăsăm, începe weekendul, dar de săptămâna viitoare poate ne auzim iar. Mulțumim mult!